Salutare, oameni buni, ce mai faceți? Am fost ieri, 10 octombrie, la târgul de la Negreni, din județul Bihor, și am cumpărat câteva tablete din astea stricate, din astea cu ecranul spart. Una de masă de care e? Asta Mediacom. 2. Asta nu știu care e. 3. Asta tot așa, Medion. 4. Aveam un Samsung. 5. Asta de care o fi? Eu nu știu. Ok. Avem aici încă una, tot Medion. Asta iPad. Așa. Asta, uite, n-a dat iPad. Asta Medion. Asta e un iPad, clar. Asta e iPad, erau baterii bune. Așa, asta mai știu ce e. Așa. Interesant că una din ele fără capacul din spate. Dar ce văd eu aici, fătenți? Aici trebuie să aibă două baterii și au pus numai una. Una lipsă. Și nu se vede să fie umblat la baterie. Acum, din asta ce putem scoate? De exemplu, avem aici mufa C. O putem refolosi. O putem folosi difuzorul. Bateriile. Motorul la care vibrează. Chestii genul ăsta care le vom folosi și din baterii vom face, de exemplu, o baterie externă mai mare sau o vom folosi la diferite proiecte. Ok. Acum mai avem câteva tablete astea mici. Ia să vedem. Un iPad. Ok, point of view, nu știu ce e asta. Încă un iPad. iPad-urile au baterii foarte bune. Ăsta așa de 7 inch. Încă un iPad. Și ăsta gigaset. Oricum, și mai avem și o tastatură Bluetooth. Vreau să spun, pe toate astea, pe 18 tablete și tastatură, am dat 80 de lei. Deci ori 100 de lei, și domne, îți dau 80 de lei dacă vrei. Zice, ia-le. Toate au venit și într-o mică valijoare, că omul le avea într-o valijoare. Puteam să mai cumpăr de la încă unul, dar au vrut prea mult pe ele. Deci ăsta au fost cumpărăturile ieri, ce am făcut ieri la târg. După asta urmează, bun înțeles, un alt video în care o să le tai pe toate, o să recuperez bateriile, difuzoarele și tot ce e bun din ele, microfonul, etc. Și le vom refolosi în proiectele mele viitoare. Ciao, ciao și mersi tare mult că v-ați uitat!